Hei, ce mai faceți? Ce vreau să vă spun că acesta va fi un videoclip scurt. Nu voi sta mult, doar am apărut un pic ca să vă povestesc ce s-a mai întâmplat. În ultimul timp, cea mai bună veste este că în sfârșit pot să postez pe acest cont. Adică și înainte puteam să postez, dar acum pot să postez mai mult de 15 minute. Acea reclamație de copyright pe care am primit-o a fost ridicată și, slavă Domnului, pot să postez mai mult de 15 minute. Știți că aceste videoclipuri cu această emisiune Dumnezeu Există, ea durează mai mult de 15 minute. Deci, da. Vorbind de videoclipuri, am făcut niște videoclipuri noi pe CRB Vlog. Intrați voi acolo și le vedeți, dar unul care vreau să vi-l recomand este acela cu guma turbo. Cine nu le recunoaște gumele turbo? Ia să vedem. Mamă, ce miros vine. Nu-i chiar aceeași, dar e tot guma turbo. Îi scrie turbo pe ea. E destul de bună, după părerea mea. Și are acțibilduri. Da. Și am făcut un videoclip despre asta. Interesant, a fost foarte popular și foarte vizionat de voi. Și share-uit. Ceea ce ar fi fain să fie și acest videoclip. Dar nu cred că se va întâmpla, că ăsta e doar un videoclip cu anunțuri. Și cu mine, bineînțeles. Ha, ha. Ce am mai vrut să vă spun? Vine noul an. Da. Vreau să vă spun așa ceva ce să vă ajute. Ce ați putea face pentru noul an? Eu zic că ați putea să începeți să vă pocăiți. Da. Cred că este cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau. Și pe care pot să mi-l dau. Că și mie mi-l dau, nu? Mă uit în oglindă și îmi spun și mie același lucru. De ce? De ce ai vrea tu să te pocăiești? De ce ai vrea să renunți la atâtea lucruri și să te chinui să stai în ordine cu viața ta? Păi, în primul rând, pentru că vin vremuri mai grele. Cum? Mai grele, corbule. Da, mai grele. Din păcate, vin vremuri mai grele și cred că se vor schimba niște lucruri. Adică, cei care vor să-L urmeze pe Dumnezeu și să-și pună viața în ordine vor continua în a face lucruri noi și în a evolua, iar cei care stau nepăsători vor cădea din rău în mai rău. Deci se va face o distanțare în aceste două categorii. Până acum nu prea înțelegeai care-i care, așa, de acum încolo se va face o distanțare în cele două categorii, între cei care fac binele, după Biblie vorbind, deci după legile lui Dumnezeu, și între cei care stau nepăsători. Mulți, după părerea mea, stau nepăsători, nu? Nu citim Biblia, nu ne rugăm. Asta înseamnă să stai nepăsător. Deci, asta vreau să faceți. Să citiți Biblia și să ne rugăm mai mult. Am zis că e un videoclip scurt. Atât de mult vorbesc. Puh. Bun. Încă un lucru. Și această emisiune se va schimba. Va fi mai, cum să zic, mai multă, mai fluentă, mai cursivă, cu mai multe episoade și cu chestii mai interesante în ea. Da, am observat că pe internet nu face nimeni acest lucru. Nimeni din România, vreau să zic, nu stă în fața camerei și să facă câte un episod, măcar pe săptămână, despre credință, despre Dumnezeu, așa, pe limbajul tuturor. Sunt multe predici, sunt multe astea, într-adevăr, dar nimeni nu stă așa în fața camerei să vorbească doar cu voi, să vă răspundă la comentarii și să asta. Deci nimeni nu face treaba asta creștin. Vloguri fac mulți.
dar nu creștine. Nu știu, o fi asta un vlog creștin? Probabil. Mie îmi place să-i spun Dumnezeu există. Pentru că mi-am dat seama că la baza credinței unui om trebuie să stea lucrul acesta, că Dumnezeu există. Crezi tu că Dumnezeu există sau nu crezi că Dumnezeu există? Asta e întrebarea. De aici pornești. Dacă nu crezi că Dumnezeu există, o iei într-o parte rea, care te duce spre peire, spre iad, nu? Așa spune Biblia. Dacă crezi că există, înseamnă că se demarează în viața ta multe lucruri, în general pozitive, care aduc schimbare în general în familie. Da, chestia asta cu familia. Trebuie să fim mai uniți în familie. Trebuie să ne rugăm împreună în familie. Să stingem televizorul și să stăm împreună în familie. Să citim Biblie. Să citim în general. Copiii ar trebui să vorbească mai mult în familie, să știți. Un lucru ce mi-am notat eu undeva și s-ar putea să fie înțeles lucrul ăsta. Deci copiii ar trebui să vorbească mai mult în familie în sensul că să aibă mai multă încredere în părinți. Da? Asta cred că ar trebui un pic mai mult. Mult mai mult. Poate cel mai mult. Da. Ca de obicei, lăsați la comentarii ce vreți să vorbesc săptămâna viitoare. Cum v-am spus, facem emisiunea, revenim pe, nu știu, pe YouTube. Cam așa. Da. Mă bucur că vă văd din nou. Mă bucur. Voi vă bucurați? Ha? Începem emisiunea, da? La treabă. Și la rugăciune și la citit.